Ok, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2015 pe All Streams Maps cu Alin, după cum îl puteți vedea și voi acolo pe Inspector, care o să-l ascund exact în clipa asta, că nu avem nevoie de el. Suntem cu camionul încărcat, bineînțeles, cu canola, cu rapiță și cu orz. Ne vom duce să le vindem, doar că fiți atenți aici. Când aprindem luminile, avem și lumini în ceasurile de la bord, ceea ce este absolut super, deci îmi place atât de mult. Deci e super camionul ăsta făcut. Doar că oprim motorul și aș vrea să merg eu cu Fiat-ul până atunci să-i fertilizez lui Alin, pentru că vreau neapărat să testez acest fertilizator, nu de alta. Să merg eu cu fertilizatorul, hop, pe terenul ăsta și mai apoi o să-l las pe Alin să fertilizeze unde crede el că e necesar. E destul de greu și cu 400 de litri aparent. Nu credeam că va fi atât de dificil, dar se pare că e puțin dificil. Îi bun, dau un X. Așteptăm să se desfășoare și să ne încadrăm, bineînțeles, cât mai ok. Ceva de genul, cred. Așa, și acum noi vom pleca, vom fertiliza aici. Și pe urmă ne vom duce cu camionul, vom vinde să facem ceva bănuți. Ne vom băga puțin în aparatele necesare pentru... Dar de ce rămân punctele alea? Cred că trebuie să merg mai încet. Aparent, cred că da. Bun, îl oprim. Dăm și noi așa cu spatele frumos. Cred că trebuie să merg ceva mai încet. Ca să sprițuiască în parametrii normali, ca să zic așa, să înțelegeți. A, Alin s-a blocat acolo puțin tel, dar n-are nimic. Deci trebuie să mergi cu o viteză. Dacă mergi tare, rămân locuri în care fertilizatorul nu mai ajunge pe jos. Trebuie să mergi cu o viteză cât mai mică. Băi, uite, undeva la 6 km, dar nu știu de ce, pe dig, n-ar fi tocmai normală chestia asta să mergi mai încet. De fapt, într-un fel e, dacă stăm și ne gândim puțin. Dar... uite unde am intrat acum, am intrat puțin în râulețul ăsta micuț, hop, hai să avem și noi puțină direcție. Am vrut neapărat să fertilizez eu, de-aia m-am și oprit și am lăsat camionul acolo și am luat tractorașul să fertilizez. Vreau să văd cum merge fertilizatorul și tocmai de-aia am zis hai că merg eu cu el. Și acum nu știu dacă o să pot eu să trec de Alin, dar Alin mă așteaptă, se pare. Mulțumesc frumos, Aline, dacă te uiți la acest videoclip. Oricum știu că te uiți. Bun, dăm și noi cu spatele frumos. Mersi. Hai, lăsăm să meargă el acum, e rândul nostru să-i dăm prioritate lui Alin. El ne-a dat deja o dată. Pornim și noi fertilizatorul. Și plecăm în urma lui Alin. Alin lucrează cu GPS-ul acum și de-aia face o bucățică da, o bucățică nu. În caz că vă întrebați de ce, Doamne, rămâne dungile alea nefăcute, Alin lucrează cu GPS-ul și drept urmare dungile au rămas, pentru că așa e. De data asta treaba nu... Hop, 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 hop. A, și uite cum am blocat. Deci fii atent cum am blocat eu aici. Da, tot am ieșit până la urmă. Cu o cuplare și o decuplare rapidă am scăpat de toate problemele. Bun, mai venim o dată, de fapt mai mergem o dată în sus și mai venim o dată în jos și am cam terminat cu terenașul ăsta. Terenul numărul 1 de pe această hartă. Mai avem câteva terenuri de fertilizat, dar alea o să le las, bineînțeles, pe mâna lui Alin. Eu o să merg să vând, pe urmă o să fac câteva achiziții, o să cumpăr mașinăria aia pentru sfeclă, o să ne băgăm în sfeclă așa puțin, nu tare, că ne doare dacă ne băgăm tare, puțin tel în sfeclă, avem și noi un teren cu sfeclă, avem și cartofi, avem de toate, facem producție. Hai să mergem mai tare, acum văd că merge și mai tare aparent, poate din cauza denivelărilor, sau cine știe, sau acum e... Poate trebuia coborât, ia uite.
Nu era nici coborât, era ridicat sus. Poate trebuia coborât, poate, nu știu, abar nu am. Dar acum funcționează. Îi dăm un X. Și plecăm, bineînțeles, și îl ducem înapoi. Îl lăsăm pe Alin să-și facă el treaba, dacă mai are ceva de făcut. Noi o să mergem cu camionul acum. Hop, trecem aici prin gardulețul ăsta viu. Stai să ridic și eu fertilizatorul sus. Perfect. Ivondare umple. Mai avem puțin bănuți. Așteptăm să se umple. 100%, îl decuplăm și am plecat. Am terminat de pus și baloții. O să vi arăt într-o clipită modul în care eu i-am aranjat și cum arată acum ei. Că voi n-ați văzut totuși partea finală cum arată. Cam așa arată baloții puși acolo. Eu zic că arată super, iată cum i-am pus. A? Ce ziceți voi? Eu zic că arată bine, hai să ne urcăm sus și... Dar nu mai pot acum să urc sus. Deci urc până aici și aici nu mai pot că cad jos. Efectiv. Ba nu, uite că n-am căzut jos. Deci cam așa vin baloții. Avem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de baloți aici. În partea asta n-am mai băgat pentru că nu mai aveam cum să iau în caz că am nevoie de ei. Deși, da, o să zice, sunt de design acolo puși, puteai să umpli până în spate. Da, puteam, dar... Poate la un moment dat o să-i folosim baloții ăștia și automat o să trească să-i luăm cumva de acolo. Am mai pus un balot și uitați aici, pe paletul ăsta. Poate o să mai pun și pe paletul ăsta, l-alt să fie 2. Deci eu am mai pus unul aici. Și uitați-vă acolo lângă remorcile noastre pentru animale. Pe acea platformă am mai pus încă vreo 4 baloți. Da, 4 baloți. I-am mai pus aici. Și eu zic că arată super bine cum am aranjat puțin baza. Nu știu dacă vă place sau nu, voi să-mi lăsați, bineînțeles, în comentariu, că acolo e secțiunea unde voi o să lăsați comentarii, propuneri și orice altceva aveți. Dar până când voi veți lăsa, eu am puțină treabă de făcut aici acum, pornim și noi luminile, că îmi place enorm cum se văd la bord. Nu de alta, doar de aia le pornesc și mergem ușor, ușor spre punctul de vânzare. Avem vreo cerere oare? Stai să ne uităm dacă avem cumva vreo cerere mare. Avem la nutreț, nu avem nutreț și... Atât doar. Bun, aia la altă e de paie de apare acolo. Bun, atunci noi ne ducem, de fapt, hai să vedem. Orzu e cel mai scump. 600 la Shutterstock, da, la Shutterstock și canola tot la Shutterstock. Da, deci la Shutterstock mergem. Mă gândeam că avem altundeva unde să vindem la un preț puțin mai bun, dar în lipsa acestuia o să mergem exact acolo unde ne-am obișnuit până acum, la Shutterstock, acolo o să ducem și marfa de data asta. Am vândut și acele guri de canal, știți voi ce sunt alea, da? Căpăcelele alea de canal din bază, de la punctul de încărcare le-am vândut. Acest camion este făcut... destul de ok, e făcut bine și nu mai avem nevoie de acele capace ca să ne urcăm puțin mai sus ca să depisteze, bineînțeles, punctul de descărcare. Și eu sunt curios de o chestie, asta să ne oprim puțin. Văd acolo că avem butoane de sateliți. A, dar ăsta nu are sateliți. Că tot mă întrebați, e pe left shift 4, 5, 6, dar ăsta nu are sateliți. Tot mi-a zis cum se pune sateliții, credeam că are, deși... Vedeți voi acolo unde e butonul de avarii, sunt 3 butoane care sunt sateliții, dar văd că nu funcționează, aparent, acum asta e. Era frumos să funcționeze, să se aprindă frumos o luminiță acolo pe butonul respectiv când îi cuplam, ar fi fost frumos, de exemplu, dar n-avem nici măcar la semnalizare, deci nu e făcut chiar atât de bine camionașul ăsta. Eu i-aș fi pus luminițe acolo în bord cât mai multe, dacă l-aș fi făcut eu bine, dacă aș ști, bineînțeles, să-l fac, că normal că nu știu. Bun, și acum să văd dacă mă încurcă cumva pe mine depozitul ăla care l-am pus acolo. Sunt curios dacă mă încurcă totuși. Și vreau să văd și animația de descărcare la acest camion, dacă este ca la celălalt. Hai să vedem. Dăm un Q și... A, basculează pe lateral. Deci nu basculează pe spate sau ceva, lateral, frumos, cam așa ceva, am făcut 13.000 și încă mai am și datoria la bancă, mamă, nu știu cum să fac rost de bani suficienți, n-am reușit să plătesc nici datoria, mai am încă
55.000 la bancă. Aparent, cred că aveam 35, dar acum cred că e dobânda și toate cele și trebuie să mă scap cât mai rapid. Probabil o să fac și o remorcă de forestry așa rapid dacă pot. Că am nevoie urgentă de bani. Deci foarte urgent am nevoie de bani. Și o modalitate mai bună, bineînțeles, e forestry. Oricum vine noaptea și o să ne băgăm la fura de lemne. Dacă tot e noapte, că noaptea se fură lemnele în România. Noaptea le furăm și noi în joc, bineînțeles. Și am niște drop frame-uri, dar nu știu din ce cauză. S-a blocat așa puțin, dar acum aparent merge destul de ok. Dăm și noi semnalizare. Și ne ducem înapoi. Cred că mai vindem, să vindem tot ce avem. Cred că ar trebui să vindem tot ce avem. Nu știu sigur ce să fac. Să vând tot sau nu? Habar nu am. Cel puțin odată mergem în bază și pe urmă ne orientăm dacă vindem sau nu. O să mă uit dacă mi-ajung banii pentru... Deci am avut lag. Sau mi s-a părut mie. Dar cred că am avut. Da, și acum pe aici nu pot să intru. Ok, hai că mergem pe porticica aia altă. Pe aici nu mai pot să intru. M-am încadrat foarte prost de la început. Știam eu doar că am zis că eu sunt Batman și trebuie să intru cumva. Dar aparent nu am reușit. Nu-i nimic, mergem pe aici. Ne băgăm aici sub punctul de încărcare și să vedem dacă ne mai putem încărca cu ceva. Avem porumb, hai să ducem porumb. Ducem porumb, cade și pe jos acum, puțin, n-are nimic. 20 de tone de porumb și în a doua remorcuță o să băgăm încă 20 de tone de porumb, aproape 20, 19 tone și ceva mărunțiș acolo, nu știm cât. Avem și posibilitatea să acoperim, bineînțeles, remorcile, dacă vreți acest lucru. Acest camion are posibilitatea de a le acoperi. Acolo văd că e ruptă prelata sau ce? Ia să văd și în spate. Nu, în spate nu. Deci prelata aia e ruptă. Puțin tel, dar n-are nimic. Va trebui să mai scoatem și îngrășământul de sub, de la vaci, de sub vaci, de la șternut. Cred că s-a adunat ceva acolo iar, de la porci și cam atât. De la viței nu e necesar să îl scoatem. Se scoate el automat de la viței. Bun. Și am decolat, prietenilor, am plecat de aici cât se poate de rapid. Deci mă uit la turometru, la ceasuri și ceasurile merg foarte încet. Nu știu dacă au și alea ceva, deci se mișcă foarte încet ceasurile. Parcă au și ele lag puțin, dar nu știu dacă e sau nu lag, nu-mi dau seama acum. Frame-urile stau la fel, mi-arată la fel acum, nu am scăderi sau ceva. Poate sunt de la lumini. Cine știe, habar nu am. Dar noi mergem cu luminile puse, că așa e frumos. Și imediat ajungem aici, descărcăm. ...39 de tone de porumb. Vă dați seama, oameni, cât porumb vând eu așa într-o clipită. Aici la Shutterstock vindem porumbul. Poate că porumbul puteam să-l vând în altă parte, ia să vedem. Porumb, 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 500, nu, tot la Shutterstock.
Deci tot la Shutterstock sunt cele mai bune prețuri dacă vreți să vindeți ceva, veniți la Shutterstock. Iar dacă vreți să cumpărați, mergeți, bineînțeles, la Lidl sau oriunde altundeva, habar nu am. €45,000, €46,000, €47,000 avem acum. Descărcăm și ultima. 55 am făcut, deci ne putem plăti datoria care o să plătesc acum, că se face 12 noaptea imediat și iar îmi bagă dobândă. Și nu o să accept chestia asta, deci vreau neapărat să mă scap de datorie. Și acum hai să ne plătim noi împrumutul. Pam, 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 gata, nu mai avem împrumut, suntem la 0, am scăpat de datorii. Iupi, hop, am oprit motorul din greșeală. Alin râde când îi zic chestia asta, el cu Mihai nu plătea niciodată datoriile la bancă, făceau împrumutul maxim și nu mai plăteau niciodată. Dai bai, te bag eu iarăși în datorii. Sper să nu mă bage. Trebuie să ne facem niște bănuți ca să ne asigurăm noi acolo bugetul nostru în caz că Alin vrea ceva achiziții. Să ne facem noi bănuți, că altfel vedeți și voi, Alin ne bagă în datorii. Deci eu nu fac față să fac bani, bineînțeles, ca să mă scap de datorii. Alin mă bagă în alte datorii, vrea alte achiziții, tot mai noi, tot mai una alta, și nu facem față cu banii în acest moment. E criză mare la noi, dar bine că intră românul imediat în pădure și stați liniștiți că nu mai ducem noi lipsă de bănuți. Am văzut că aici am puțin lag în dreptul copacilor, cred că o să mai vând din copaci aia, sunt prea mulți, livada aia e prea mare și nu-și are rostul. M-am gândit eu atunci că hai să o fac cât mai mare, cât mai frumoasă, dar acum o să vând din ei și o să las un număr mai micuț de copaci, că totuși e prea, prea mare. După ce o să închei acest episod, bineînțeles, mă voi ocupa și de acea livadă. Hop, dăm cu spatele și acum de cu fața. Perfect. Deci vom vinde câțiva copăcei de acolo, că sunt prea apropiați, sunt prea mulți, sunt prea, nu știu cum să vă zic, dar ideea e că îmi scade puțin FPS-urile pe acolo și, drept urmare, ne vom scăpa noi de ceva de acolo. 500, nu, 45 de tone. Păi de ce să nu vindem morz? Oameni buni, facem bani acum. Oricum, Alin v-a zis că mă bag în datorii, deci eu încerc să mai fac pe cât posibil ceva bănuți acolo. Bun, mergem înainte, punem și a doua remorcă. Hop, perfect, 25 de tone, mai punem încă 20, ne mai rămân 5 tone nouă aici și o să mai avem 20 de tone de grâu. Aparent o să mai avem grâu și ceva cartofi o să avem, dar cartofii îi păstrăm, bineînțeles, pentru animale. Să le dăm la porcușori, cartofiori. Le place la porcușori cu cartofiori, așa că îi ținem cu cartofiori. Să ne dea și nouă îngrășământ, să ne dea purcei mai mare puțin, să-i vindem, să ne dea de toate. Noi le dăm, bineînțeles, ce le trebuie și lor. De ce nu? Totuși. Sunt frumoși. I-ați văzut cum se rostogoleza? Sau vreți să vi arat? Dar i-ați văzut voi cum se rostogolesc acolo așa frumos. Deci am grijă de ei, sunt ai mei. Deocamdată. Până cresc, după aia vânt, nu mai sunt ai mei. Păcat că nu am o vizibilitate ceva mai mare în oglinzile astea, deci sunt reglate extrem de aiurea oglinzile. Am o vizibilitate foarte mică în oglinzi. Îmi văd doar oblonul și nu văd dacă se apropie vreo mașină, deși logic nu se apropie pe multiplayer, doar dacă se apropie, bineînțeles, persoana care este cu mine pe server, adică Alin, de data asta. Dar ar fi fost frumos să văd în oglinzi ceva mai mult decât obloanele acestei mașinuțe. Mai avem și porumb aici, oh, deci mai avem de lucru încă foarte mult. Pădurea asta e cam săracă deja. Cineva a defilat-o. A defrișat-o, nu defilat. Defilat, defilează fetele doar.
când sunt îmbrăcate pe tocuri sau ceva, ele defilează, pădurea se defrișează, am greșit eu. Sunt curios câți bani o să fac, sper să fac 20.000 de euro. Hai să vedem. Vreau să pregătesc terenul pentru episodul următor când voi recolta sfecla aia care o amână atât de mult. O, păi face mai mult. Deci, atât am amânat episodul ăla cu sfecla. Eu trebuia deja de mult să recoltez sfecla, dar tot episodul următor, episodul următor, episodul următor și uite că episodul următor ne găsim să facem altceva și sper ca episodul următor să chiar reușim să o recoltăm sfecla aia, că n-am făcut până acum, dar o să cumpăr, bineînțeles, imediat toate cele necesare. Mai avem 20 de tone de grâu. Pentru 20 de tone nu merg până în bază cu camionul, o să duc camionul înapoi la locul lui, o să-l parchez și vom face acele achiziții, ne vom cumpăra acele chestioare necesare pentru sfeclă și să știu că le am acolo, că dacă le am, pormă o să fac și chestia asta, dar dacă nu le am, băgăm un semnal stânga, de data asta nu mai mergem în dreapta, mergem în stânga, pentru că aici parcăm noi camionul, la parcarea asta din față, aici în saivanul ăsta, nu știu ce e ăsta, e un habar, nu am ce e ăsta, un garaj fie, deja nu, și noi aici parcăm le truck, le camion. Iată. Pam și uite așa. Deci cam așa ceva îl parcăm noi. Aici oprim motorul, ne dăm jos, bineînțeles, și cam așa rămâne în poziția asta să oprim și noi luminile, că consumă bateria. Și hai să ne ducem pe jos până la magazin. Nu e atât de departe, e foarte aproape. Mergem pe jos. Dai la pas. Mergi pe jos, face piciorul frumos, normal. Știți și voi chestia asta, cred. Și acum hai să achiziționăm noi. Avem nevoie de chestia asta cu 7900 și de la moduri sfeclă avem nevoie de asta. Nu! A, doar asta. Nu știam care am activat, doar asta. Nu mai avem nevoie de chestia aia din față pentru că, uite, o avem aici. Asta de aici taie tulpinile și pe urmă le scoate afară. Pam, 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 pam și chestii trestii mai departe. Cam asta e treaba cu mașinăria asta. Aș putea totuși să lungesc puțin episodul ăsta, normal, doar că vreau să ajung în Ursus. Vreau cu Ursusul de data asta. Ăsta e Ursusul. Perfect. Lungim puțin episodul. Sper că nu vă deranjează dacă lungim puțin episodul ăsta. Doar să vă arăt cum funcționează puțin, nu foarte mult. Nu o să recoltez tot terenul, doar puțin să vă arăt cum stă treaba, cum funcționează și cam atât. Nu știu dacă s-a băgat Alin la semănat, deși nu o să trec peste teren, că poate a semănat deja, sau poate nu. Nu, e pe 24 cu discul, deci încă merg la Rocket. Ok. Deci Alin se duce la un Rocket League în acest moment. Și acum mi-e ciudă că eu am zis că lungesc episodul și nu pot să-l închei acum, să plec și eu. Dar n-are nimic. Ne facem noi aici treaba noastră. Așa, încet, încet, mai avem puțin. Vreau doar să vă arăt cum funcționează acest mod și dacă vreți să jucați cu el, bineînțeles, îl aveți în descriere, în acel document, Google Docs, pe acel Google Docs, unde am eu toate modurile, iată și Barbă Neagră se joacă Rocket League. Aș putea să vă pun un episod de Rocket League cu Barbă Neagră și cu Alin, dacă vreți să-l vedeți pe Barbă Neagră la joc, cum joacă, aș putea să vă pun Rocket League. Asta doar dacă vreți, bineînțeles, să vă pun Rocket League cu Barbă Neagră. Măcar îl vedeți cum joacă dacă nu l-ați văzut de mult. Bineînțeles, chestia asta dacă vreți, nu e ceva obligatoriu. Bun, și hai să începem recoltarea sfeclei. Sper să nu mă fi înșelat cu chestia asta care taie tulpinele din față. Hai să deschidem inspectorul totuși. Să vedem ce avem noi aici. Avem pe tasta V. Pe V o pornim. Ok, avem tasta X.
Era lăsată jos. Bun. Extinde țeava. Nu e necesar, dar hai să o facem. Pornește combina. Așa. Și îi vom mai da un V. Și cam atât, cred. Hai să ne băgăm acum să vedem dacă funcționează, bineînțeles. Da, uitați-vă că funcționează. Deci taie tulpinile. Trebuie să mergi cât mai pe margine. Uite așa, ceva de genul ăsta. Chestia aia din față taie tulpinile și în spate scoate tot. Și scoate sfecla. Și aici în spate se depozitează sfecla. Uite așa, cred că vedeți. Aici se depozitează sfecla și cam așa stă treaba, bineînțeles, cu această mașinărie, care o aveți, bineînțeles, v-am zis, în descriere, dacă vreți să jucați cu ea, să vă fie munca mai ușoară, nu trebuie să luați două mașinării, aia de tăiat tulpini și pe urmă una de recoltat, luați una clasică, e frumoasă, arată bine, e veche, acum mă bag pe aici și o să iau mai la final părțile alea. Eu o să termin de recoltat aici, nu are rost să filmez când recoltez, cred. Am filmat doar ce e necesar, adică partea să vedeți voi cum funcționează, că asta e mai importantă. Partea de funcționare a acestei mașinării. Restul nu e atât de important. Și acum pot să închei aici acest episod, iar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like pentru mine, pentru Alin, pentru Mihai, dacă vreți să-l filmez la Rocket League, să îl lăsați în comentarii. Iar până la următorul episod, care nu știu de ce va fi, nu uitați să apăsați butonul de like și un subscribe la canal, iar eu v-am salutat.